Bun găsit, domnilor și domnilor, sunt Mihai Namțu și mă bucur să vă ofer în această zi extraordinară în care la Cluj întâlnim un invitat cu totul special, o meditație asupra iubirii. Toată cultura pop care ne înconjoară, toate muzicile pe care vrem sau nu vrem, le auzim pe canalele radio și TV, tot ce înseamnă producție cinematografică, toate aceste formule recente de lectură asupra dragostei, ne propun o înțelegere romantică a întâlnirii între bărbați și femei. Și anume, simt că de fiecare dată când un film de mare succes ne este prezentat, se pune accentul pe acest moment extraordinar, sentimental, pe alocuri irațional, al îndrăgostirii. Faimosul crash, faimoasa întâlnire magică, miraculoasă, cu o persoană necunoscută, dar care pare să-ți fie predestinată. E o înțelegere, spuneam, romantică asupra iubirii, care e uneori dublată de cealaltă extremă a cinismului. Iubirea e doar o marfă, e o experiență redusă la o sexualitate gregară, nemijlocită, care nu presupune niciun fel de sentiment și care de multe ori este cumpărată cu bani, propriu zis, pentru a fi consumată rapid și fără regrete. Între cele două extreme ale modernității, modernitatea romantică și modernitatea cinică a zilelor noastre, Trebuie să recuperăm un centru pierdut care este creștinismul, care este de fapt înțelegerea veche, biblică, asupra iubirii. Și pentru a ne apropia de textul sacru, pentru a înțelege semnificațiile, am invitat un prieten drag, un om care citește atât Vechiul Testament în original, cât și Noul Testament, în varianta grecească binecunoscută, utilizată de evangheliști și de Apostolul Pavel, pe părintele Cătălin Varga, lector invitat la Clubul Marile Cărți, multiplu. Laureat pe diferite direcții, filologie, teologie. Bine, ai venit, părinte Cătălin. Bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru această onoare de a dialoga pe tema iubirii. E o temă veșnică, într-un fel. Orice epocă, fiecare generație a fost fascinată de acest subiect. Până la urmă, este o experiență personală, nu? Niciun om nu este împlinit dacă nu s-a îndrăgostit, măcar odată. Niciun om nu se simte, într-un fel sau altul, realizat în viață dacă nu poate arăta spre aceste, aș spune, progenituri ale iubirii care sunt copii și cred că toate lucrurile mari în viață sunt rodul unei investiții afective. Toate marile întâmplări când cineva construiește o biserică, când cineva dă naștere unui proiect, chiar și Clubul Marile Cărți este rodul iubirii pentru adevăr, pentru frumusețe, pentru bine. Tot ce este înalt, tot ce este nobil pleacă de la iubire. Însă Iubirea, părinte Cătălin, se pare că în Vechiul Testament a fost descrisă cu mai multe verbe, și v-am invitat special pentru a ne prezenta această diacronie a conceptului de iubire în Vechiul Testament, mai întâi, pentru a înțelege cum diferă noțiunea biblică de iubire de celelalte noțiuni, să spunem, de import grecesc, păgân, cu care noi operăm. Da, așa este. Pentru cuvântul iubire. În limba ebraică avem substantivul ahabah, verbul aheb. Nu era, nu avea întreaga plajă semantică din limba grecească, ci în singur cuvânt îngloba mai multe sensuri. În conceptul de ahabah întâlnim atât iubirea lui Dumnezeu față de om și iubirea omului față de Dumnezeu, iubirea părinților față de copii, și aici, dacă o mergem pe linia grecească, ne amintim de un storge, avem iubirea prietenească, apare filia, filia da, dacă mergem tot pe linia, raportul grecesc, ne aducem aminte despre declarația lui David către Ionatan, că este iubirea, prietenia lor este o adevărată iubire, mai presus decât femeile, așa spune acolo unul regi. A nu se înțelege în logica viciată a postmodernismului această legătură dintre ei, și avem și legătura între un bărbat și o femeie. Dacă citim cartea cântării, cântărilor, tot uh, același verb, aheb, îl întâlnim. Deci epitalamul, uh, deci această dragoste între, între, să spunem, logotnici, între iubiți, este descrisă cu același termen? Cu cu... același termen în ebraică. Când s-a tradus în limba grecească, opera Septagintai, Septaginta secolul 30 de Hristos, ne ducem -am aminte, -am atunci traducătorii operând și cu mentalul grecesc din spate, cu această distinție a iubirii, au trebuit să traducă diverse texte și să creeze conținut. Aici este interesant. Spun cercetătorii, și mi-aduc aminte aici de un Selaspic, un cercetător, un biblist francez, că traducătorii septuagintei au creat cuvântul Agape. Foarte Agape interesant. ca substantiv, în greaca clasică, aproape că nu se întâlnește deloc. Există niște teorii care spun că datorită unui papirus descoperit în pisica de Asia Mică, datorită acestui papirus, ar am putea vorbi despre existența lui Agape. Însă este, o, este destul de ilizibil. Este, nu o se poate, este și o ipoteză, dar manuscrisul în sine este ilizibil și greu identific cuvântul Agape. În schimb, întâlnim la Homer verbul Agapan. acesta se folosea destul de des. Și, în general, avea sensul de iubire reverențioasă, respect față de persoana de lângă tine, mai mult o dimensiune în cheie socială. Nu ajungea în dimensiunea aceasta religioasă și nu avea nici conotație uh, intimă. V-aș întrerupe Acum aici doar. Eros. Pentru că ați pomenit tradiția greacă, părinte Cătălin, v-aș propune doar câteva secunde să stăm și asupra acestui mare autor Platon, se vorbește despre da. iubirea platonică da. și lumea uită faptul că, deși contextul în care bărbații Atenei se întâlneau, uneori chiar seara, la un pahar de vin, pentru că asta înseamnă simposion, și discutau despre iubire, scopul final al celor întâlniri, în jurul, să spunem, unor licori, scopul final era, cel puțin pentru Platon, pentru Socrate, pentru magistrul lor, unul fundamental educațional și filozofic. Ei trebuiau să învețe, acești tineri din jurul lui Socrate, cum să depășească o înțelegere carnală a erosului, care putea să fie orientat și spre un bărbat, putea să existe și o iubire homoerotică, fără discuție, acel acel pentru copii, din păcate, avem și Putea de... să existe, poate nu neapărat copii, dar sigur, o îndreptare a acestui eros către tineri, către efebi, către, uh -huh. să spunem, băieți de 12-14 da, da, da. ani, ceea ce astăzi ar fi pedofilie, dar scopul fundamental, și asta trebuie să spunem, al lui Platon a fost acela de a scoate acest eros, exact. acest impuls, această dorință, care e privativă, apropo, pentru că dacă tu dorești un lucru, Părinte Cătălin, când noi ne dorim un lucru, noi avem, practic, noi resimțim o absență, noi avem un deficit de ceva, de afecțiune. Și adesea, și astăzi, iubirea este înțeleasă ca fiind o compensare. Știi, am o nevoie, de ce? Să fiu mângâiată sau mângâiat. Am nevoia să fiu iubit, am nevoia să fiu lăudat. Și atunci, caută o însoțire cu cineva. Când erosul se naște din această penia, din această sărăcie lăuntrică, Platon vine și adaugă, erosul nu este complet. Erosul trebuie să se depășească pe sine. Cum? Printr-un elan, urcând pe treptele acestea ale iubirii spiritualizate, până în punctul în care nu mă îndrăgostesc doar de tine sau de celălalt, de unul sau de altul, ci mă îndrăgostesc de ceea ce pe voi toți vă unește, anume frumusețea. Și această frumusețe este un atribut al sufletului înainte de toate, nu doar al trupului. Și această frumusețe idealizată devine o contemplație pentru mine sau un obiect al contemplației de ordin filozofic. Practic iubesc frumosul fără început și fără sfârșit. Și această înălțare a iubirii, care astăzi în contextul sexomarxist, freudian, al postmodernității este de neconceput, această înălțare a iubirii este într-un contrast total cu prăbușirea erosului în zilele noastre în zona sexualității uh, pur și simplu uh, desacralizate, comestibile, vine să spun, și fără nicio ancoră în, în, transcendență. Cum putem? Cum putem să integrăm acest eros? E o întrebare acum. În contextul în care creștinii vorbesc mai mult despre agape, iar noi o să venim spre 1 Corinteni 13, Apostolul Pavel insistă asupra diferenței între erosul practicat de corinteni poate am putea spune și de confrații lui lui Socrate, mă gândesc acum uh, la, la Alcibiade, de pildă, care era un, un tip îndrăgostit permanent de câte o altă persoană. Cum putem difer, diferenția, spuneam, între Erosul din Corint sau din Laodicea și alte cetăți ale păcatului și Erosul sau, iertați-mă, Agapele, uh, iubirea uh, spiritualizată a lui Pavel? Da, ai deschis foarte multe uh, topice. Hai să pornim de la Platon. Că te-ai referit la banchetul și la Faedrus, acolo vedem că, într-adevăr, el recuperează termenul eros din zona aceea carnală și îl aduce înspre o zonă metafizică. Tot la Platon vedem că acest eros însemna și manifestarea iubirii zeilor. În opoziție cu gândirea aristotelică, Platon spunea că, de fapt, erosul poate fi și o formă de prietenie, dacă mergem pe ideea lui Filia, dintre zei și oameni. În schimb, Aristotel spunea că nu, în etica nicomahică, prietenia este doar între persoane de nivel egal, așadar zeii sunt undeva departe, retranș în transcendent, insensibili față de nevoile și suferințele și dramele ce se consumă în forul interior uman, așadar nu avem acces acolo. Dincolo de această polemică, într-adevăr, ai făcut legătura cu înțelegerea deșanțată a iubirii în Corint. Acolo au fost niște influențe, care au marcat această gândire. Îl avem pe Filon din Alexandria cu genicul său Apollo. Știți că în Corint, în capitolul 1, se vorbește despre niște partide rivale. Un anumit partid era lui Apollo. Apollo acesta, ucenic al lui Filon din Alexandria, Filon, un filozof eclectic, încerca să îmbine platonismul, platonismul cu Revelația ebraică, pentru că era evreu la origine, și atunci a reieșit uh, doctrina sa care a avut influențe și în Corint și influențe negative, pentru că lovea în unitatea mistică a Bisericii, care era Trupului Hristos. Epicur, De să nu fi fost și el prezent epicur, putem vorbi cu ucenicii și săi, epicurei, putem vorbi și despre epicureism, epicur cel care promova plăcerea și durerea ca forme înalte ale cunoașterii, adică ajungem să cunoaștem cu adevărat doar prin plăcere, respectiv durere, iar această plăcere era integrat și pe acest dualism platonic antic, lupta între materie și spirit, adică dacă ajungi prin acel eros transfigurat despre care vorbește Platon, pentru că lipsește dimensiunea de agape, că aici vine originalitatea lui Pavel, Davor, vorbim vorbi despre ea, dacă reușești să te ridici pe acest eros, nu mai contează manifestarea trupului, el poate să trăiască în diverse impulsuri carnale, hedoniste, nu nicio problemă, spiritul să ajungă în lumea frumoasă a ideilor despre care pomeneai cu frumusețea. Aceasta era ispita în care căzuseră creștinii din Corint, de aceea îi vedem în capitolul 6 că mergeau în templul lui Afrodita, de exemplu, unde, conform arheologiei, existau spre o mie de erodule. Ce înseamnă asta? Erodule este cuvântul de, de preotese, Aha. de la Ereus, știi, preot, ierodule preotese, care făceau această desfrânare sacră de ordin ritualic. Atenție! Sfântul Pavel, când corijează acest derapaj, nu se referă la păgânii din Corint. Și la creștinii de acolo care practicau. Ce așa. făceau concret? Ce făceau? Foarte absurd pentru o gândire postmodernă de astăzi. Imaginează că după ce ieșeau de la Sfânta Liturghie, unde uh, se manifesta Agape în forma cea mai înaltă, prin uh, trupul și sângele Domnului, prin darurile euhaistice, euhaistă, prin mulțumire, acolo mergeau la templele acestea păgâne imediat și imediat după liturghie. Imediat după sau înainte? Se poate și înainte, pentru că dacă citim capitolul, nu, să nu ți se pare ceva absurd ce spun. Dacă vom citi capitolul 11, vedem că se împărtășea în stare de ebrietate. Există și această ipoteză de la templu. Deci Corintul era se... decăzut. Corintul în speță era un, e, un oraș foarte decăzut. Exista și acest slogan, Atrica la Corint, a trăit ca la Corint, un fel de Las Vegas. Al de Las Vegas Ce se la întâmplă Las în Corint, rămâne în Corint, că dacă spovedim așa. păcatele din Corint, îi pe toți. Era un fort maritim, era o lume pestriță. Erau era un centru comercial. Un centru comercial, ideile se schimbau, ideile. Era un tranzit al ideilor, de aceea vedem și platonism, epicureism, vedem filonism și în mintea lor era așa un amalgam. Și atunci Sfântul Pavel a trebuit foarte mult să lucreze pe zona aceasta și singurul element de noutate pe care, deși nu singur, are mai multe elemente de noutate Sfântul Pavel. A spune despre Sfântul Pavel că n-a adus nimic original în învățătura și în scriele sale este o ignominie la scenă deschisă. El are o contribuție remarcabilă în zona originalității mesajului creștin. El nu rămâne prins doar în datele revelaționale ale iudaismului și nici nu se agață foarte mult de elementele iudaice, de elementele eline, ci le cristalizează, le decantează și își vine cu mesajul său original, mai ales în cheia antropologică. Să ne amintim că el este cel care creează acea expresie hecainictisis, făptura cea nouă. Făptura cea nouă nu este doar acea făptură care doar prin eros se ridică la uh, suprema manifestare epectatică a ființei, da? avem la, la platon um, extasis dar și epectaza la, la Grigore de Nisa. Și la Grigore de dar este iarăși o formă supremă a înduhovnicirii erosului. Pentru că m-a întrebat cum putem lega eros de agape. Uite, vezi, nu trebuie să o facem noi. Au făcut-o deja Sfinții Părinți. Exact așa cum spuneați, Părinte Cătălin, într-adevăr, la Sfinții Părinți, mai ales la Grigorie de Nisa, vedem această transfigurare a erosului. Erosul nu mai este o pornire carnală, un atașament față de frumusețea exterioară a trupului, să spunem, soției sau soțului, ci sufletul celui înduhovnicit care este precum o mireasă se îndrăgostește de mirele ceresc care este Hristos. Adică biserica care este fecundată de Logos, ea se îndrăgostește de mirele care e însuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu și în felul acesta o nuntă cosmică, o nuntă mistică care este scutită și curățată de orice element parazitic, să spun așa, uh -huh. al și carnalității de orice și de orice impuritate ideologică sau fiziologică, acest uh -huh. eros este celebrat în veșnicie. Foarte frumoasă uh -huh. această și vedem, trimitere. O vedem proiectată în cartea Apocalipsei, spre finale capitolelor acestea. Tema Mirelui și Amiresei. Eschatologică, evident. Este foarte important să citim în această cheie, Cartea Cântării Cântărilor, altfel cădem în ispita de a înțelege erosul de acolo ca starea cea degradantă de la care s-a chinuit Platon să o ridice. Nicolaeții au mai făcut acest da, lucru. Sunt și ei, în adică sunt mai Apocalicei, multe secte. Da. Atenționați că nu este bine ceea ce fac. Aș mai rămâne o secundă, dacă îmi permiți, în zona patristică. L-a invocat pe Grigore de Nisa, dar de ce să nu luăm în calcul și pe Sfântul Simeon nou Teologul, care are o carte numită Erotezi. Imnul. imnurile cele ale dragostei, ale dragostei, așa sunt numite erote, Cu sensul de eros înduhovnicit. duhovnicit, um, ridicarea erosului la acea, deci preluarea din eros a componentei care este extazul și dorința aceea ardentă de a te uni cu divinul și punerea lui în cheie creștină. În sensul acesta, Sfinții Părinți vin și în Dumnezeu sau în duhovnicesc vechiul mesaj al erosului, ridică la nivelul lui Agape. Și foarte... Aici putem face legătura între eros și agape, dar și mai întâi vă o secundă, îl completează foarte bine Dionisie Areopagitul, noi știm din cercetările de specialitate că este, nu este vorba despre acel Dionisie din în faptă... creștinat de Sfânt Apostol Pavel în Atena când a declamat creștinismul în fața epicureilor și stoicilor, toată crema filozofiei de atunci nu este vorba despre acel Dionisie ci este vorba despre un pseudo-Dionis, se pare a Parcentralului secolului 4 El vorbește despre acest eros ca fiind o Unii integrare Un zic șase? șase, mă rog, ipotezele rămân deschise. Deschise și premisele de asemenea. Vreau să spun că el o completează puțin pe Eghigole de Nisa, dacă ne raportăm la secolul 6 și spune că, de fapt, Erosul este și atingerea frumosului divin și ajunge în zona aceea de reinterpretare a lumii ideale a lui Platon, unde totul se consumă la nivel metafizic, o frumusețe care te absoarbe, care te face să ieși din tine. Ei, toate acestea sunt prinse în cheia lui Eros în scrierile acestea ale Sfinților Părinți, dar nu Erosul acela depreciativ, ci Erosul înduhovnicit, Erosul în apropiat de zona uh, semantică a lui Agape. Deci... Și de zona semantică a lui Agape vom, vom vedea în inul cristologic în, uh, pardon, în imnul iubirii din 1 Corinteni 13, cum Sfântul Apostol Pavel vine și umple cu conținut semantic cuvântul Agape, pentru că nu știu dacă n-am -am reuș... făcut foarte bine uh, înțeles la început, Agape în, până la Pavel avea doar înțeles um, social, um, iar la traducătorii Septuagintei, interesant poate vi se va părea foarte stranu ceea ce urmează să vă spun, întâlnim agape în două cazuri total neconcludente și total anacronice. Întâlnim în caz de incest. Deci dacă ne ducem în Cartea Regilor și vedem păcatul lui Amnon față de sora sa Tamar, copilul lui David, acolo pentru acest incest se folosește verba agape. Iar dacă ne ducem la perioada lui Solomon, copilul lui David, și împreunările sale cu femeile străine, acolo întâlnim tot cuvântul agape. Și vedeți, și agape în, înainte de venirea în scena Sfântului Pavel avea sensuri cu totul și cu totul foarte fluctuante. Într-o zonă foarte înaltă, într-o zonă foarte adâncă Sfântul Pavel vine și corectează acest lucru pentru că în cazul incestuosului din 1 Corinteni 5, nu mai folosește agape, ci folosește pornea. Noi am calcheat și spunem porno și da. Industria. vorbeai despre Las Vegasul acesta hedonist da. și concupiscent. Da. Așa. Iar în cazul desfrânării și a adulterilor, am amintit despre creștinii aceștia care mergeau în, temple, în Templul Afrodite și în celelalte temple, că nu era doar Templul Afrodite, dar acesta era cel mai mare de acolo, se folosește cuvântul moihoi. Deci nu agape. Vedeți, vine Sfântul Pavel și așează o semantică de bun gust. Și foarte diferită. Pentru că fiecare păcat, fiecare acțiune sufletească, fiecare mișcare a inimii primește o denumire specifică. Acum aș vrea să recapitulăm, pentru că Corect, e foarte posibil ca cei care ne urmăresc de și, foa tehnice. și foarte puțini dintre ei sunt totuși specialiști în filologie, să se fi pierdut. Să recapitulăm. Avem așa, odată, erosul căzut, erosul carnal, care până la urmă își consumă clipa efemeră, nu-i așa, în această dimensiune epidermică a suprafeței. Două corpuri se ating, se impresionează reciproc, se consumă plăcerea și apoi uh, tresc dezabuzarea, dezamăgirea După care avem un eros platonic care încearcă să mute privirea, în primul rând privirea, dincolo de particular spre universal Într-o, aș spune, într-o dimensiune ascensională, erosul acesta este sublimat însă intelectual Foarte mult este învers da, aici intelectual, rațional, intelectual, uh, poate, poate noetic poate da, dincolo de discursul da, da. strict argumentativ, da. dar e o ascensiune forțată, vine să spun, este ca și când eu fac un efort să, să mă smulg din experiența trivială a erosului comun, însă creștinismul vine și spune există un agape, o iubire divină care se coboară. Nu doar eu mă înalți, pentru că asta ar fi o formă de pelagianism, teologic da, vorbind, da, da, da. în sensul care eu pe mine mă mă îmbunătățesc, vezi, Doamne, fac exerciții de dezvoltare personală, ca și când harul nu, nu, nu ni se dăruiește, un fel de autoafectare autoreferențială. Nu. Iubirea divină mi se oferă mie ca dar. Și aș vrea încet, încet să ne apropiem da. de textul. Înainte de a ne apropia, aș vrea o, o rog, definiție a ceea ce ai spus acum, dar încheie matematică. Vedeți, în filozofia greacă exista acest, această ecuație. Deus egal S. Pentru ei nu exista Deus egal agape. De ce? Pentru că, atât nici, pentru că nici Platon, nici Aristotel nu puteau să-și imagineze un zeu care să fie implicat emotiv față de uh, fapturile create. După cum am spus și mai în, în începutul emisiunii noastre, ei aveau perspectiva unei divinități absente, retrase în transcendent. Pentru ei, Dumnezeu nu se putea manifesta ca iubire. Și mai mult decât atât, pentru ei, Dumnezeu era perfect. Zeitatea era perfectă, nu avea nevoie de această venirea omului înspre ea. Deci dacă Dumnezeu era perfect și iubirea nu are nevoie de o completare din partea umană, ea nu avea nevoie să intre în legătură cu umanul. Așadar, Deus Asta e egal, Asta e, da, de... bun. Deus egal agape, această ecuație nu încăpea în cadrele gândirii filozofice. Pe și aici, Ioan... vine pe când la Ioan, vedem sublima manifestare din Ioan 3 cu 16, din că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și acolo este agapao, da, încât l-a dat pe fiul său cel Pe, tânăștă. unicul, pe său unicul său fiu, da, monogenesis para patru, vedem în, în prologul aneic, ca să moară pentru noi și cineva crede în el să se mântuiască. Fantastic. Fantastică definiție și vă mai spun o chestiune deci foarte Deci filantropia, filantropia. în sensul ei original. Iubirea de om manifestată da? prin întrupare. Filia și antropos, da? Ca să ne înțeleagă cei ce ne urmăresc. Poate cei care ne urmăresc vor să-și adică amintesc eu. Că... totuși Crăciunul despre asta este. În ultima instanță despre această manifestare a iubirii Tatălui ceresc față de umanitate și care sigur se întrupează în făptura delicată a Dar n-aș vrea să pun fruncului. accentul pe Ioan, pentru că primul, din punct de vedere cronologic, care vorbește despre agape la nivelul iubirii uh, dumnezeiești, la nivelul acesta al iubirii jerfelnice, a iubirii faze de dușman este Sfântul Pavel. Și se ne întoarcem la Să ne întoarcem la, și la, el. Ne la el, pentru că Sfântul Pavel își scrie primele epistole pe anii 50-60, Ioan de-abia spre 90-100, nici măcar evangeliștii, decât în anii 70. Deci, cel care folosește Agape în sensul lui de iubire divină și transcendentală este Sfântul Pavel, de aceea să dăm Cezarului și Cezarul să mulțumim organizația Agape care face posibil această înregistrare aici la Cluj, doamnelor și domnilor, avem prieteni peste tot, le mulțumim celor care se jerfesc pentru cauza aceasta a unei propovăduiri a Cuvântului, suntem într-un apostolat cultural pe care noi, cei de la Marile Cărți, ni-l asumăm cu recunoștință, nu uitați să vizitați și site-ul marilecărți.ro să vedeți ultimele apariții, ultimele cărți pe care editura Marile Cărți le-a și scos. Așteptăm un volum din partea părintului Cătălin Varga, da. însă până atunci, doamnelor și domnilor, vă reamintesc stăm de vorbă despre iubire. Stăm de vorbă despre cea mai importantă experiență pe care și copiii, și adulții, și cei vârstnici o doresc și o documentează la începutul sau la finele vieților ca fiind cea mai relevantă. În jurul iubirii toate celelalte se mișcă. În jurul iubirii de soț sau de soție, în jurul iubirii de copil, în jurul iubirii față de patrie, în jurul acestei uh, porniri afective pe care, apropo, Părinte Cătălin, aș face o scurtă paranteză, intelectualii modernității o ratează. Pentru că la Kant vedem o preocupare cu privire la categorii. Da. La Descartes vedem o preocupare cu privire la cel ego, cogito. Cogito, uh, ego sunt... La Leibniz vedem o preocupare privire la cosmologia monadologică. La Spinoza vedem cel mult o iubire intelectuală nu afectivă, care e depreciată. De asemenea la Hegel Vedem o pasiune legată de istoricitate și nu de afectivitate Deci dacă a fost un punct de vârf în epoca sfârșitului antichității Iarăși regresează înspre dimensiunea strictă, imanentă, telurică Și apoi avem cel mult o recuperare a iubirii la romantici Care prin Eminescu, să spunem, exprimă o agonie Un eros nemântuit, ca să zic așa, în poezia lor deci e foarte interesant că și modernitatea care încearcă cumva să lămurească lucrurile nu își poate, poate oferi răgazul de a medita asupra acestei revelații a iubirii care este o iubire revoluționară. Și aș vrea să citim împreună 3. Corinteni capitolul 13, prima epistolă către Corinteni, apostolului Pavel care sună așa în traducerea sinodală. Părintele Vom vorbi și despre traducere. Te rog să mă corectez. De a grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință. Și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și închei cu versetul 3, pentru că azi sunt aici niște contraste. Și de aș împărți toată avuția mea și aș da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, Nimic nu-mi folosește Înainte de a diseca exegetic și teologic acest construct poetic Dați-mi voie să privim puțin macrostructural. Haideți să vedem cum a fost creat Să vedem proprietățile În primul rând avem de a face cu o retorică epideictică Tu cunoști foarte bine retorica, predai retorică la Clubul Marilor Dar nu tot știu de Aristotel <laughs> Și de Quintilian te admir pentru uh, manifestarea ta aceasta frumoasă și trebuie să vedem că și în Noul Testament există structuri retorice. În special Sfântul Pavel se folosește mult de retorică. Aici avem de-a face cu o retorică epideictică, deci nu deliberativă, nu juridică, nu încearcă să convingă niciun tribunal, ci încearcă să convingă inimile oamenilor. Retorică epideictică își fixa punctul de boltă la care își propunea să îndrepte privirile ascultătorilor. Acest punct de boltă este agape, este iubire. Așadar, trebuie să citim acest imn histologic din perspectivă retorică și vom întâlni aici foarte multe figuri stilistice de cuvinte. Ce ai citit tu în primele trei cuvinte este identificarea hiperbolei. Mai apoi avem de-a face cu personificarea, avem de-a face cu metafore și așa mai departe. Contraste și așa mai departe. Contraste, da, Chia avem, ajungem și acolo. Avem de asemenea um, ideea antică a dialecticei, în care se propune teza, se vine cu antiteza și la final se face sinteza și aceasta este o formă înaltă de cunoaștere, îmbinând contrastele pe linia antinomică. Hai să vedem de ce, de ce vorbește Apostolul Pavel despre darul limbilor, de ce vorbește Apostolul despre fascinația grecilor față de știință. Într-un fel, părinte Cătălin, aș face această rapidă trimitere și spre actualitate. Astăzi când cineva intră într-o încăpere și spune sunt om de știință, lumea cumva e intimidată, speriată și e predispusă, am văzut-o în perioada pandemiei, să creadă orice spune un om de știință. Știința e și astăzi, ca și în vechime, pusă pe un soi de soclu intangibil și cel care pretinde că are această expertiză științifică, specială, aproape că detronează orice altă autoritate morală sau... Religioasă. Am văzut asta în cazul terapiilor medicale, sugerate, mai târziu impuse cu forța în, în, perioada acestei epidemii virale. Am văzut iarăși oameni de știință care îl neagă pe Dumnezeu și pentru că o fac în numele științei, o mulțime de oameni naivi, poate mai puțin educați, sunt predispuși să-i asculte pe aceștia. Pavel vine și spune, poți să ai toată știința lumii acestea. Poți cunoaște Legitățile universului pot să fie priceput la fizică cuantică sau la biologie moleculară. Pot să pricepi astrofizica. Dacă dragostea îți lipsește, la nimic nu ți folosește tot ceea ce știi. Apropo de astrofizică, cei care ne urmăresc, probabil că sunt și mari cinefili, cei care ați urmărit filmul Interstellar, da? Ați văzut acolo că iubirea este cheia Depășirii tuturor problemelor de fizică cuantică. Dar haideți să revenim mai provocat mult aici cu această intervenție. Într-adevăr, da, episteme și gnosis vom vedea aici că sunt realități incomplete. De aceea și zice Sfântul Pavel, mi se pare că în versetul 10, dar când va veni ceea ce este desăvârșit, și aici este Teleios în limba greacă, atunci ceea ce în parte se va desfința, se va opri. Așadar, există ceva de care depășește toată știința aceasta, toată această frământare a descoperirii tehnologice a lumii acestea. Oare ce poate fi acest desăvârșit care depășește toate acestea? Tot din structura de bază a inului ne dăm seama. Am vorbit despre dimensiunea lui retorică și am mintit un treacă despre un cuvânt. Chiasm. Ai spus chiasm. Așa este. Vedeți, pe vremea aceea nu existau marcăre cum avem noi să subliniem ceea ce este mai important dintr-un discurs al nostru și atunci apelam la o tehnică de scriere numită paralelismul concentric. Adică ideea principală o flancai între două idei secundare. Aceste două idei secundare din capete aveau și o circularitate al lor. Dacă îmi dați voi, circularitatea este așa. Se începe cu declarația din 12 cu 31 în care se spune așa, deci versetul de dinaintea începerii imnului Hristologiei. Foarte important acesta. Zice așa, râvniți însă la darurile cele mai bune și am să vă arăt acum o cale, zice Anania, eu folosesc traducerea Mitropolitului Anania, al clujanului nostru, și vă arăt o cale și mai înaltă, ca tiperbole în odor. O cale și mai înaltă. Care este această cale înaltă? Se repetă, de fapt, în 13 cu 13. Deci, atenție, este cea mai îndepărtată deschidere care se închide în 13 cu 13 unde se spune și acum rămân acestea trei, credința, iubirea nădejdea, dar cea mai mare hiperbole, da, este iubirea vedeți, se deci închide, o repetiție e o repetiție și o închidere, apoi versetele 1-2 pe care le-ai citit tu aceste contraste îți reluate iarăși în versetul 12 ia uitați ce se spune în versetul 12 deci acum vedem prin oglindă ca în ghicitură deci nu cunoaștem nedeplin, dar atunci Față către față, acum cunosc în parte, aminteai despre... Fragmentarismul da. cunoașterii științifice. Atunci însă de plin voi cunoaște așa cum eu de plin sunt cunoscut. Și apoi ne mai apropiem de esență și vom vedea imediat care este esența. În versetul 3 se spune așa. Și toate averile mele de le-aș împărți și trupul meu de mi l-aș da să ardă dacă n-am iubire, cum spuneai tu, nimic nu-mi folosește sau la ce-mi folosește. Și se închide cu versetele 8-11. Nu le mai reiau, vor putea cei care ne ascultă să le vizioneze, și esența, ca să ajung la ea, este această dialectică retorică despre care îți vorbeam eu. Afirmativ, negativ, afirmativ. Dragostea este, dragostea nu este, dragostea este și se închide cercul, și în mijloc, atenție, Mihai, este versetul 5. Dragostea nu face aia, nu face aia, nu face aia. În Ortodoxie și în dogmatică vorbim despre. Apofatism. și <laughs> apofatismul este ceea ce știm despre Dumnezeu că nu va face niciodată. Iar catafaticul cu ceea ce face. Și acum dacă am citit în cheia asta, versetul 5, ce reiese de aici, dragă Mihai? Știm că Dumnezeu nu se poartă cu necuvință, da? Nu-și caută ale sale, că l-a trimis pe Fiul Său să ne mântuiască, nu? Nu se întârâtă, și există în Vechiul Testament, știți expresii că Dumnezeu se mâne, dar sunt niște antropomorfisme și trebuie depășite nivelul acela semantic. Nu se întărâtă, nu ține în seamă răul, nu se bucură de nedreptate, ci de, nu adevăr, se bucură de adevăr. El însuși fiind adevărul, eu sunt calea adevărul și viața, spune Isus Hristos. Bun, într-un registru sentimental o să spun că am ascultat o predică și m-am mișcat. <laughs> am auzit cândva o predică în care oratorul, exegetul, a luat dragostea și a înlocuit-o cu mama. Și a spus da, mama? Mama, da, mama este da, cea care are îndelung răbdă. Da, mama în viețile noastre da. este cea îndelung răbdătoare și binevoitoare, care nu pismește, care nu se laudă, care nu se trufește. Suntem, doamnelor și domnilor, în exegeza textului 1 Corinteni 13. Odată în plus veți descoperi cu acest superb invitat pe care sper să-l mai avem pe acest canal prezent cu minunatele sale explicații, importanța filologiei. O să ziceți, domnule... Tot timpul ne spui de marile cărți, ne vorbești prea des despre bibliotecă, dar să știți că toate aceste explicații, toate aceste profunzimi ale decelării textului original se nasc dintr-o uh, interacțiune cotidiană, zilnică, dintr-un comerț profund, intim, cu aceste uh, cărți, cu aceste rafturi, cu aceste biblioteci, ale, ale până la urmă, tradiției europene pe care părintele uh, Cătălin le cunoaște cu asupra de măsură și de aceea suntem tare bucuroși că putem să zăbovim. Nu oricum, nu ca niște ageamii, nu ori becăind, ci având și instrumentele filologice la îndemână pentru a înțelege sensul ultim. Haideți să vorbim puțin despre te rog, părinte. Da, iartă-mă puțin, te-aș provoca, m-aș provoca pe mine însu, mi-aș provoca pe cei care ne urmăresc, să punem numele nostru acolo, ca să rămânem tot în acest registru semantic. Și am spune Cătălin... Îndelung rabdă. Așa Bine este. Sunt, sunt, de acord. Încă, încă, multe nedreptăți se întâmplă în viața părintelui Cătălin și îl rabdă. <laughs> nu ești singurul însă. nu ești singur. Dar să nu ne plângem de milă, fiindcă dragoste e deasupra acestor. Hai lucruri. să revenim la primele două versete și să le integrăm în retorica hiperbolei. Avem așa, chiar dacă aș vorbi în limbile îngerilor, la locaiton angelon, atunci eu te întreb pe tine, Există un limbaj al îngerilor? Există o vorbă al îngerilor? Uite, în 2 Corinteni, 12 cu 4, și dăm voie să citesc acest verset, avem niște uh, detalii. 2 Corinteni, ca să rămânem tot pe zona uh, Paulină și tot pe um, epistola către Corinteni. Deci a doua. Eu o să spun doar până găsești textul că uh, la Corint, sau în Corint, o biserică locală, foarte probabil, oamenii erau îndrăgostiți de aceste elemente spectaculoase ale credinței. Hai să recunoaștem că și în zilele noastre Sigur da. avem biserici locale. Pe de-o parte, în tradiția ortodoxă avem o fascinație față de elementul magic, da, da, da. uneori, al credinței, care este, din punctul meu de vedere, nu știu, o formă de degradare a misterului. Magia nu poate fi reconciliată cu misterul, cu taina, din punctul meu de vedere. Și apoi, uneori, trebuie să recunoaștem în tradiția evanghelică, avem comunități, cum sunt cele pentecostale, unde se pune foarte mult accentul pe vorbirea linii, care are un caracter spectaculos. Da, Vom insista pe ele la momentul potrivit. Dar, dar nu adevărat... prea tare, fiindcă vreau neapărat să ajungem și la atributele morale ale iubirii, până la urmă Pare. oamenii vor să plece de aici cu ceva pozitiv, cu ceva nu edificator în viața lor concretă, fiindcă toți luptă, noi toți luptăm, cu patimile, cu pornirile noastre animalice, cu... Da, veți vedea că mizurile. răspunsul la toate problemele, la toate viciile, la toate frământările, la toate derapajele, este doar agape. Haideți să vedem. Și vom vedea imediat. Dar spuneam, vă provocam, dacă există un limbaj al îngerilor. Și în acest 2 Corinteni 12 cu 4 se spune așa, că a fost Pavel răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu este omul îngăduit să le rostească. cai ecousen areta henata. Adică inexplicabile. Adică el a auzit un limbaj al îngerilor acolo. Iar în Galateni, în capitolul 1, vine Sfântul Pavel și spune chiar dacă un înger din ceruri ar veni să vă vestească. Vedeți verbul a vorbi o altă evanghelie, voi să nu dați scrisa. Deci există probabil un limbaj al îngerilor. Grigore de Nazian spunea că îngerii comunică fără să locuiască în trup. Sfântul Teotor de Mopsuestia spunea că există un limbaj liturgic al îngerilor, iar aici este important, că de aceea am insistat pe această întrebare, Talmudul babilonian, prin rabinul Hanah Hanina, credea că limba îngerilor este limba ebraică. Știți, mai există astfel de protoconisme și prin lumea noastră, că daci au fost primii prin Europa, așa mai departe. Și latinii au vorbit, de fapt, limba dacilor. <laughs> Dar, ceea ce este interesant este că această limbaj al îngerilor este redat ca suport prin vorbirea prorocilor. De aceea, vedeți, în deschiderea aici, în acest discurs al hiperbolilor, sunt o leagă vorbirea îngerilor, limba lor, chiar dacă aș vorbi în acea limbaj inexprimabil pentru componenta minții umane și chiar dacă aș proroci, nu? Deci le leagă, pentru că exista în cultura iudaică acestă, această dimensiune, că limba îngerilor este dată profeților atunci când profetizează, când trec prin această stare de extază. Nu transă, că nu vrem să ajungem în zona aceea de ocultism, dar um, extaz. În, extaz ar fi cel mai concret cuvânt și mă gândeam la altceva. La... Părinte Cătălin, deci avem practic două, două ispite. În comunitatea din Corint avem, ca și în comunitățile locale de astăzi, ispita gnosticismului, ascientismului, da. aroganța celor care, vezi, doamne, sunt experți într-un domeniu și care vin să dea lecții și Pavel spune, opriți-vă, Cunoașterea voastră este parțială, este fragmentară. Ispita într-un fel tipic elină uh -huh, da, a cunoașterii uh -huh. și apoi ispita duhovnicească de dreaptă, ar zice unii, da, da. ispita iudaică a vorbirii în limb, ispita de asemenea într-un fel supranaturalului, care sigur te tentează pentru că îngerii îți sunt oricând foarte aproape dacă trăiești în acest registru. Părinte Cătălin, spuneam că dincolo de aceste ispite care sunt inevitabile pentru orice comunitate locală, Pavel ajunge să facă o prezentare într-o cheie personificată, cum, cum foarte bine ai surprins, a, a acestor atribute ale iubirii. Aș vrea să trecem foarte rapid prin ele, pentru că aici vorbim și despre inerția contemporanilor noștri, celor care ne ascultă. Cu toți avem dificultăți, de pildă, să răbdăm. Suntem într-o lume a, până la urmă, consumului instantaneu, de la cafeaua instant până la fast food, ca să nu mai vorbim despre ce înseamnă tehnologia cu 4G, 5G, mă rog, acces rapid la informație. Dacă nu îmi dai informația în 30 de secunde, dacă nu îmi dai aici și acum ceea ce eu cer, asta pare să spun omul modern sau omul recent al lui Horia Patapievici, dacă nu îmi dai acum ceea ce eu am cerut, nu mă mai interesează. E o nerăbdare, e o precipitare, e o foarte, foarte, aș spune, infantilă abordare din partea noastră a lucrurilor esențiale. Noi ne așteptăm ca iubirea să înflorească peste noapte. Ori nimic nu înflorește peste noapte, chiar dacă ne uităm uh, în jurul nostru, în natură, exact despre asta e vorba, despre infinita răbdare. Bun, hai să vedem foarte repede și pe scurt și să sintetizăm. Avem de-a face cu opt negații. Vorbim despre atributele iubirii, dar ce este iubirea ce nu este iubirea? Cele opt negații se pot reduce la două. Prima este invidia, iar cea de-a doua trufia și aroganța. Cu privire la invidie, avem grecescul zelo, calchiat prin zeloși, dar nu acel zel pozitiv care te râvnă. duce spre iubirea Dumnezeu, nu râvnă, și o, o, un, un, zel care merge spre o, invidie destructivă. Și vedem în fapte, în faptele apostolilor, în capitolul 17, că evrei, iudeii, îl invidiau pe Pavel și și-au pus în gând să-l omoare. Deci, invidia, în cea mai degradantă forma sa, poate duce înspre uciderea celui pe care îl invidiezi. Și aici, când spune Sfântul Apostol Pavel, că iubirea ramdă de lung, iubirea sedărie, nu invidiază, nu pismuiește. Nu pismuiește sau în alte traduceri. Exact la această chestiune se referă, pentru că avem și partea pozitivă a lui Zelo, pentru că tot același Sfânt Pavel le spune de altă dată... Aveți zel, dar nu aveți cunoștință. Da, și le spune tot corintenilor în 11 cu 2 că vă iubesc cu o gelozie sfântă, cu o gelozie bună. Deci există o gelozie bună. Sunt gelos pe voi că v-am logotit ca mireasă pentru mirile Hristos și voi vă dați iarăși spre um, idolii vremii acesteia din Corint. Deci, ce dragostea și cu, nu invidiază sau da, nu pismuiește, înseamnă nu pismuiește. că dragostea, părinte Cătălin, te ajută să nu trăiești viața prin comparație. Am învățat-o asta de la părintele Teofil Purianu, când eram un simplu elev la Moise Nicoară, în Arad. M-am dus, l-am cunoscut și mi-a spus două lucruri și aș vrea să le contextualizăm. Unu, viața Mihai mi-a spus: Nu se trăiește prin comparație, o spunea ca nevăzător. Adică avea toate mm -hmm. motivele să-i pismuiască pe cei care puteau să vadă. Exact. Și părintele Teofil era într-o. Permanente stare de recunoștință, de bucurie, într-o supraabundență a iubire. Trei ani Agape. Și al doilea sfat pe care mi l-a dat, și cred că asta ni se potrivește amândurora, Mihai, nu numai că nu trebuie să treci viața prin comparație, adică prin pismă, ci nu uita, e mai greu să fii creștin decât intelectual. Adică tentația asta prin care noi, cei care am mai citit câte ceva în viață, privim cu dispreț, cu chiar spre cel mai necitit, e o tentație periculoasă. Ce de-a departe. este trufia și aroganța, este grecesc cu fiusio. Un cuvânt destul de rar în Noul Testament. Uh, îl vedem în contrast în Coloseni 2 cu 18. Acel fiusio definea aroganța creștinilor din Colose datorită extazului lor angelic. Aveau niște, considerau îngerii, îi considerau pe îngeri fiind superiori chiar lui Hristos. Știi, problema agnosticismului și emanațiile și eoni și, și demiurgosul și și da? Așa, nu mai intrăm acum ca să nu uh, plictisim pe ascultătorii noștri, dar același cuvânt de trufie și de aroganță este în Corinteni, din pricina glosolaliei și prorociilor, acelor harisme spectaculoase care atragă publicul într-un mod uh, la limita transei, da? Uh, și în colose datorită închinării greșite îngerilor. Mândria, dar, trufia, mând aroganța, înspre acolo duce înspre o... Dar mândria, părerea mea este că aici poate să aibă și alte conotații E adevărat, este una, să spunem, spirituală Mândria care îi cercetează, îi vizează pe cei desăvârșiți E ispita de-a dreapta, cum spune Filocalia Dar există și o ispită a omului bogat Care se mândrește, pentru că cel sărac nu are cât are el Există și ispita omului bogat în cunoaștere Care, încă o dată spun poate să manifeste, să-și manifeste erudiția în contrast cu sărăcia, cu paucitatea, să zic, referințelor dintr-un discurs analfabet. Deci avem mândria, părea mea, este un fel de penumbră a vieții noastre. Avem capcana asta a trufiei, a laudei de sine în toate împrejurările. Orice mic succes, mă gândesc acum la un sportiv, da? la un sportiv special, cum este acest David Popoviciu, dacă nu mă înșel, în notătorul nostru, multiplu campion. Dacă el s-ar mândri, prin mândrie, ce îți induce în sufletul tău? O stare de relaxare. Și uiți, de fapt, ceea ce zicea tot Pavel, ce am, fără să fi primit. Uiți că toate pleacă de la un dar care ți s-a dat și pe care tu doar îl lucrezi cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, mândria este o manifestare patologică, de ordin spiritual, dar ea nu uh, ocolește pe nimeni, pe scurt. Și, și asta o spun și pentru că. Părinte Cătălin, am văzut tentația, mai ales în ultima vreme, a ideologilor de stânga de a ne spune că trebuie să scăpăm de capitalism, pentru că nu așa, capitalismul produce bogăție și capitalismul, producând bogăție, creează o tensiune între cei foarte bogați și cei foarte săraci, ca și când, pentru a rezolva această problemă, tot ce trebuie să facem este să reducem toată umanitatea la nivelul sărăciei. Nici nic, nic de cum sărăcia, comunismul ne-a învățat asta, nu rezolvă problema invidiei. Și săracul din scornicești, cel care era e, un simplu cizmar, nu, Ceaușescu era cizmar Iliescu puțin și ret. E, trecem peste această mică anecdotă. Ceaușescu, care era la bază un cizmar e, plecat din Scornicești spre București ca să învețe o, o meserie de bază, la un moment dat ce visează? Să aibă un palat. E visul, dacă vrei, obscur al oricărui tiran, acela de a se lăfăi în luxul care lui a fost interzis în tinerețe. Și care, sigur. Uh, sigur eu mă refeream contextual doar la aceste probleme prinse în Corint, pentru că sunt Apostol Pavel în acest timp, când își dezvoltă ideea lui Agape și o umple de conținut, să știți că are în vedere problemele din Corint, în primul rând, că de aceea le scrie lor. De aceea, problemele principale sunt, repet, ca invidia și trufia. Trufie. Din acestea se nasc celelalte, adică iubirea Agape nu invidiază, nu se trufește, nu se îngânfă nu se poartă cu necuvință, nu își caută ale sale, adică nu este egoistă, nu se întârâtă, nu ține în răul, rău, nu se bucură de nedreptate, pentru că toate aceste derapaje de ordine etic converg din problema invidiei și a mândriei. Iar pentru o iubire desăvârșită de tip agape, aceste chestiuni nu au ce căuta în viața unui creștin. Ne-am uitat împreună în textul grecesc zilele trecute, la 5, versetul numărul 5. Dragostea nu se poartă cu necuvință. E un verb acolo care sugerează Traduc și eu așa, dacă se poate aproximativ. Nu, dragostea nu face scheme. Dragostea da, nu, nu, nu nu se schimonosești, am putea schema. eventual, nu? Da, schema în limba scheme. greacă, într adevăr, înfățișarea exterioară ce asta privește. Da, nu se schimonosește. Adică fi... nu ești clovn, da? Da, și nu, e, nu ești fals. Când iubești cu adevărat, nu ești fals față de soția ta, față de copilul tău, față de comunitatea în care locuiești. Deci nu ești nu ești faiseu. Poate fi și un sinonim al fariseismului. Foarte frumoasă această tălmăcire. Dar ce, aceste două patimi grele care afectau conținutul sublim al lui Agape pot fi corectate tot prin două. Deci partea pozitivă a conținutului se rezumă toat, tot la două uh, virtuți și anume răbdarea iubirii, macrothimeo, și jertfa iubirii sau dăruia iubirii, chresteueta he Agape. Deci avem le... răbdare și avem... Hai să le uh, disecăm puțin. Să le disecăm? Macrothimeu acesta se folosea în greaca clasică cu trei sensuri. Deci până să vină Sfântul Pavel să-l preia, el deja um, circula în lumea ideilor triptic, în sens triptic. Care este acest triptic? În primul rând este dimensiunea vieții de zi cu zi. O, o răbdare atunci când, spre exemplu, plugarul își seamănă să ai răbdarea până va veni timpul potrivit Să se aducă roadele Și aceasta vedem în Iacov 5 cu 7 Reia Sfântul Pavel această idee Plugarul seamănă, ai răbdare Putem face legătură și cu paracola Te-ai gândit la ea Exact, ai răbdare până când dă roade Bun, apoi există o răbdare Constrânsă de niște împrejurări sociale Exact ce se întâmpla în Corint Creștinii care aveau iubirea Agape Îi răbda pe acei trufași Îi răbda pe acei aroganți E răbdare pe cei care se considerau mai superiori lor pentru că au darul vorbirii în limbi sau că prorocești, a, ce mai departe. Deci, deci o răbdare de semen. Da, dintr-o împrejura, dintr împrejurare contextuală clară și avem o răbdare postumă, aș numi eu, eu care întârzie pentru un anumit scop. Ia să vedem. Am răbdare până la un anumit scop. Și dacă vom citi în Luca 18 cu 7, vom vedea această dimensiune. Dar oare Dumnezeu nu le va face dreptate aleșilor săi care strigă spre el ziua și noaptea, el care rabdă de lungă pentru ei? Deci, de lung. Da, răbdare îndelungă, răbdare nesincopată, pentru că la tranzitiv toate aceste verbe care compun câmpul semantic al lui Agape înseamnă o iubire fără sincope, o Gen iubire fără asta. pauză. Asta e tare. Deci nu există, dragi ascultători, Mihai, nu există în iubire adevărată pauze. Îi aud pe tinerii noștri din biserică. Hai să luăm o pauză. <laughs> Hai, să luăm o pauză. <laughs> Hai să luăm o pauză din prietenia noastră, părinte Cătălin. Da, pe când exista. e o pauză, nu ești în autenticitatea exact. iubirii, nu? Exact. Exact. De fapt, ai niște scheme ai da, pregăti, pregătești de fapt un exit și ai o stratagemă prin care eventual să-i spui celor celălalt... Ai tu pe să-i spui celor de tine, nu mai vreau să stau cu tine, nu te mai sufă. Și hai să luăm o pauză și în final să se stingă duhul. Doamne ferește. Doamne ferește. Doamne ferește. Deci, iubirea adevărată, foarte important, doamnelor și domnilor, îmi place foarte mult această restituire semantică, filozofică, teologică, morală chiar, a iubirii pauline, a iubirii creștine. Iubirea adevărată durează neîncetat până în veșnicie e fără sincopă și duri. Epectaza, ce spunea Sfântul Iubirea e aceeași și dimineața și seara și, uh, iată, noaptea și ziua. Am spus că sunt trei tipuri de răbdări și întrebarea este la care din aceste trei tipuri se referă Sfântul Pavel? Ei, eu, cercetând serios acest verset în original, mi-am dat seama că la toate trei. La toate trei. Um, avem macrothimeo care înseamnă mult îngăduie sau mult rabdă. Biblia, prima traducere a cuvântului în limba română, da, Biblia um, din 1688, a biblia lui Șerban Cantacuzino, are exact această traducere. Mult în îngăduie, Mihai. pe mult îngăduie. Da, eu știu. <laughs> rabdă eu cu, cu tine. îngăduință. <laughs> Avem al doilea sens, pantasteghei, adică pe toate le suferă tot Biblia aceasta da. aduce așa. Pe e toate le suferă, acolo, pe da. toate le rabdă. Da, vede iubirea e suferință. Iubirea e suferință, stanțe. evident. evident. Acolo e punctul ei de maximă convergență. Și avem Panta Hiupomenui. Pe toate le îndură. Toate acestea sunt prinse în acest macrothimeo. Deci o răbdare fără pauze. Fără sincope. Da, o răbdare îndelungă. O răbdare care le suferă pe toate. Pentru că în background-ul ei ideologic... Există un moment în care se va întâmpla ceva, când toate acestea vor conta, când toată această suferință va fi eh, conjugată cu împlinirea adevăratei trăirii, pentru care te-ai te strofocat, te-ai silit să înduri toate acestea. Și acel moment va fi, vom vedea versetul 10 te provocam de la început, să-ți aminte, ce este acel desăvârșit da, care stopește teleon. Tele care stopește glosolalia și profeția. E ce o să poate ne întoarcem, acel? ne întoarcem acolo? dar spunem atât tot în cuvintele Părintelui Teofil Păreanu, când iubești, atunci să te depășești și să te dăruiești. E o transcendență, iubirea vrea întotdeauna un mai înalt al ei, pe care o resimțim, dacă suntem atenți și foarte fin din punct de vedere spiritual, simțim că iubirea nu poate să să fie vreodată sinonimă cu autosuficiența. Nu poți fi mediocru atunci când iubești. Cam asta vreau să spun. Întotdeauna vrei să-ți încânți partenerul, vrei să-i aduci poate astăzi niște flori, mâine vrei să-i aduci uh, poate o carte, un cadou deosebit, poi mine vrei să o surprinzi cu, uh, eu știu, un, un alt dar. Totdeauna această varietate, îmi vine să spun, de manifestări, știi că Pavel vorbește despre înțelepciunea aceea de multe feluri. O pichilia sau poicolia sau uh, care este termenul uh, 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 legat de Sofia dar e, e o diversitate de manifestări a iubirii, e un pluralism să zic așa, al manifestărilor iubirii care nu pierde centrul și unitatea pe de o parte, pe de altă parte iubirea este antidotul plictisului, Jean-Luc Marion într-o carte fabuloasă, Idolul și distanța arată da, da, da. că idolii idolii, idolii făcuți uh -huh. de, de mâinile noastre omenești că până la urmă noi asta facem acum în, în, societatea de astăzi, vreau să spun, nu noi doi, ci societatea face asta în fiecare zi, găsește un individ, îl pune pe o scenă, eventual scena Eurovisionului sau a unui Oscar, îl transformă, vezi doamne, pe acel actor de la Hollywood într-un idol, îl fardează, îl pudrează, îl proiectează pe un circuit global, atenție, al consumului, al atenției, da, al consumului zilnic da, de informații, Netflix și celelalte, și la un moment dat ne trezim cu fenomen. Idolii, da, muzicii pop, idolii uh, cinematografiei. Care sunt îmbrăcați de un fenomen saturat, spune acela Jean-Luc Marion. Adică, raportându-se la categoriile cantiene din punct de vedere calitativ, izbitor, din punct de vedere. Um, Cantitativ, care... copleșitor și așa exact. mai departe. Deci, avem idolul, dar foarte interesant. Idol. Ele, ele sunt o, o, o iluzie. Sunt Aici o este problema, că sunt o iluzie Numai agape are această dimensiune Dar idolul spuiște. care promite Întotdeauna mai mult decât îți oferă da? Da? E o iluzie, dragilor Ce, ce promite idolul? Promite, de pildă, imagina da O femeie perfectă da Și te uiți după aceea, după ce îi se dă jos machiajul Te uiți la ea și o vezi Goală de orice spiritualitate În sensul ăsta spun goală De uneori o vezi goală chiar și fără straie Dar spuneam că vezi acea femeie Care a fost prezentată ca fiind Idolul tuturor doamnelor din lumea asta lipsită de orice strălucire Da? Să știi că este exact aceeași ispită ca în vremea evreilor. Ce promitea idolul Banșa Startea? Desfrânare sacră, nu? Și Extazul evreii... de moment. Exact. Și evreii practicând acele practici nu reușeau să ajungă la nivelul acelui ahabah care însemna iubirea de desfășurată Dumnezeu. Plus că cele fapte ale lor erau și, uh, poluau uh, respectivul pământ. Dar vreau să deci ajung o să ajung în această fenomenologie a idolatriei pe care o propune Jean-Luc Marion la, la punctul final. El ce spune? Ok, tu consumi idolatria aceasta, da, televizuală, să spunem, da. Te uiți, te îndrăgostești chiar, sunt fenomene acestea de patologie, da, 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 da. am văzut tineri de 14-15 ani, când a venit Michael Jackson în București, plângeau efectiv. Atunci după Revoluție. Da, e o formă de atașament aproape, nu? Irațional față de acești idoli, da? ai scenei. Ai un extaz de moment, e un fel de eros ca la parmedii de o ieșire din sine, dar eu că e iluzie. Tu ești prin e o comparație o și spui, iubita mea nu este ca această divă, da, iubitul da, meu nu este da. ca acest mare erou. Sunt Sfântul Pavel spune clar, iubirea de adevărată nu stă prin comparații. Bravo! Și apoi ce urmează? Dezamăgirea. Gustul amar, gustul acela călăi, îmi vine să spun al unei, unui deja vu. Și atunci, dacă repeți experiența idolatră a consumului acestea precipitat de false modele, din nou dezamăgirea te lovește. Și la capătul a 3, 4, 5, 10 dezamăgiri, în această incursiune îmi vine să spun a păcatului nu? în viața ta, ce descoperi? Da? Că există o repetiție, că de fapt formula idolatră de manifestare a senzaționalului, da? această formulă este eminamente, aș spune, expirată, redundantă, ea n-are nimic de fapt nou, ea nu este ca un izvor de apă curată, ci ea este, repet, ca o baltă călăie. Și atunci, în fața plictisului, vine jean lui Marion și spune foarte clar, în fața plictisului, în fața melancoliei pe care noi o resimțim atunci când nu suntem iubiți, pentru că ce îți spune de fapt experiența idolatră? Tu iubești pe celălalt, dar el nu te iubește pe tine. Nu există nicio reciprocitate. A, aducem în lumea lui Platon, nu? Intri într-o zonă de plictis și plictisul este, de fapt, o anticameră a suicidului spiritual, da? Oamenii plictisiți la un moment dat chiar și au viața. Lipsiți de sens. Și singurul lucru care îi poate mântui pe ei aflați în deznădejde, pe cei plictisiți de experiența păcatului este iubirea curată. Eu văd pe aceștia lipsiți de sens. Exact cum spunea Victor lipsiți Franca. Lipsiți de logos. Lipsiți de logos, dar da, pentru că logosul și agapeți dă sensul ascendent înspre, înspre Dumnezeu. Cum spunea Victor Franca, un mare supraviețuitor al, al Holocaustului. Lui. Am spus că aceste două patim grele invidia și mândria se rezumă, se corectează prin două virtuți de bază. Răbdarea și jerfa. N-am insistat puțin asupra jerfei. Deci iubirea este jerfă. Termenul este hresteueta heagape. Iubirea se dăruie. La infinitiv avem mai care înseamnă a te purta cu bunătate față de toți. Dar rădăcina verbului este hrestotes. ce îți spune fonologic acest cuvânt? Înspre ce te trimite? Înspre Hristos. Înspre Hristos, Înspre Hristos. Hristos te trimite în psalmi de fapt, acest Hrestot este traducerea ebraicului Tov E foarte important ce spun acum Tov înseamnă bunătate în ebraică Dă-ți aminte cum se încheie primul capitol Tov, al, al referat, tov al, Sau top, Tov, în de cum da. uh, Cum se încheie primul capitol al, al referatului creației Și a văzut Dumnezeu toate și a spus că sunt Bune foarte, zicem noi acolo în limba română Tov meod în ebraică, iar în greacă Traducerea septuaginte este Kalos haikahatos Avem frumusețe și bunătate Așadar Creația deci, sublimă, uh, și, și. Deci, calos, deci... hai, hahatos. Frumusețe și bunătate. A privit Dumnezeu peste toată creația sa și cum a văzut că este? Frumoasă și bună. Iubirea, Agape. Sfântul Pavel, deci ca să-l înțelegi pe Sfântul Pavel, nu-l poți să-l disociezi de tradiția iudaică și de limba ebraică. Nici de cum. Nici de cum, pentru că ele sunt într-o continuitate lingvistică. Și atunci, ca să înțelegi acest conținut al lui Agape și al Jerfei, te duci înspre zona de cea de frumusețe originală a creației, da, lui Mea Ideilor, al lui Platon, dacă vrei să facem analiză filozofică, și observi că ea a fost creată frumoasă și bună. Deci, iubirea de săfârșită, iubirea Agape se poartă cu frumusețe, este frumoasă, da, e un fenomen saturat, jean marion, este plină de bunătate față de ceilalți și este, atenție, Mihai, este de fapt întoarcerea la origini. Pe această notă? Pe această notă a iubirii de să vă și te întorci la originile tale divine, de dinaintea căderii lui Adam în păcat. La o și la izvor. La obârșie, la izvor, exact. Ce voi fi când mă întoarce? Exact. La o și la izvor. Fi voi nor, atunci fi voi dor. Lucian Blaga, poetul ne-a vorbit și el despre dorul de Dumnezeu, despre dorul de, până la urmă, adevăr și da. frumusețe. Iar spre încheierea, ca să nu le lăsăm în suspanse și nu mai avem timp, poate într-o altă Eu aș vrea să încheiem, dacă îmi permiteți chiar altfel, cu... Okay. Nu, doar atât. Cu 8, dragostea Ai, nu cade niciodată. Aici vreau să zic. Aici vreau și o să ajung. Dragostea A. nu cade niciodată. Dragostea nu cade niciodată, ea rămâne în picioare, pentru că este împlinirea tuturor acestor uh, antiteze despre care am vorbit până acum. Dar în versetul 8, dacă citim, iubirea niciodată nu se trece, este traducerea. Mm, puțin forță. Prof... da, fie ele profețiile, pierivor, limbele încetavor, cetavor, în parte profețim, în parte cunoaștem. Și aici ajungem la provocarea lansată în, în, în început. Ce este acel desăvârșit care vine și pune pauză? Atenție să nu se supere ceilalți pe noi. Traducerea aceasta cu se vor desfința, se vor anula, nu e foarte corectă nici filologic, nici, teolog. nici teologic. Adică o harismă, un dar al lui Dumnezeu dăruit bisericii, el nu se poate desfința. Adică Dumnezeu nu dă ceva și apoi ia, ci există un moment de pauză. De fapt, în original așa se traduce corect, acolo va, vor avea un timp de pauză. E greu un pic să o traduci chiar filologic, trebuie să o nuanțezi puțin. Adică, problemele acestea care au creat dezbinări în Corint, vorbirea în limbi, profețiile, nu, da. vor avea o întrerupere, nu anulare. nu anulare, de un agent exterior, pentru că acolo verbul este la diateza pasivă, și noi știm că diateza pasivă, altcineva va face acțiunea și eu o sufer, deci agentul exterior, agentul divin, Duhul Sfânt, în atoștiința sa Dumnezească, va spune, este un timp în care nu mai trebuie să iasă în prim plan acest, această spectaculozitate a credinței prin vorbire, limbi și prorocii, biserica să se așeze, au fost nevoie de el la început ca să se propage în întreg Imperiu Creștinismul, dar va veni un moment în care ele vor, se vor stopa, nu se vor desfința. Pentru că să vină în prim plan cine? acel agape, acesta este răspunsul uh, în versetul 10, cum se spune, dar când va veni ceea ce e desăvârșit, iar cuvântul este teleios, da, noi spunem calchiem și zicem cel. deziderat din latină, dezideriu, o forță, nu țel. În, în dogmatic ortodox înseamnă un sens eschatologic al creației înspre Hristos O recapitulare a, lui, a creației în Hristos Asta este desăvârșirea Normal traducerea corectă a lui s ar fi desăvârșire Iar când va veni desăvârșirea toate acestea vor fi puse pe pauză Adică ce înseamnă aceasta? Când Hristos se va manifesta de plin în iubirea sa agape și noi o vom trăi o Vom uh, ajunge la desăvârșirea credinței La vârsta bărbatului matur în Hristos Cum spune același Pavel în Efeseni Minunat, mulțumim tare mult, Părinte Cătălin. Aici trebuie să închidem și să punem o pauză doar. Punem o pauză noastră și poate în cu... viitor vom vorbi despre glosolalie și profeții <laughs> și ce înseamnă ele. cu, cu siguranță vom vorbi. Că e un subiect incitant. Vom vorbi pe viitor și despre alte fragmente ale Bibliei. Doamnelor și domnilor, a fost pentru noastră Părintele Cătălin Varga, lector invitat al Clubului Marile Cărți, un filolog desăvârșit, un om iubitor de frumos, de carte, de scriptură, înainte de toate. Și am vorbit despre această promisiune a iubirii pe care noi cu toții o căutăm. Dar o căutăm de multe ori, citându-l aici pe Andrei Pleșu, într-un sens prost plasat, în contexte nefericite. Iubirea adevărată trebuie căutată acolo unde adevărul se manifestă, anume în viața cristică, în viața pe care, cu siguranță, orice creștin o recunoaște ca fiind centrată pe figura Logosului, pe figura lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea suntem tare bucuroși că am început doar un periplu prin textul sacru alături de uh, un, un prieten drag. Sunt Mihail Neamțu și vă invit ca împreună, la Marile Cărți, să construim România Deșteaptă. La revedere!